Cărțile, tovară și fără grai. Mă numesc Ștefănescu Ștefania Narcisa, am 12 ani și sunt în clasa a 6. Mie îmi place să citesc enciclopedii și cărți de povești. Pe mine cititul mă relaxează. Deși hobby-ul meu este să pictez, nici cititul nu e lăsat pe din afară. Am citit și de pe e-book, dar totuși cărțile normale sunt mult mai frumoase. Seara îi citesc fratelui meu povești pentru a putea dormi. Am acasă foarte multe cărți, la bibliotecă vin des pentru a citi și pentru a intra pe calculator, ca să citesc povești necitite de către mine. Îmi place foarte mult sportul, iar eu când plec în drumeție, îmi iau cu mine un caiet și o carte. Caietul este pentru observații, iar cartea pentru citit. Mie îmi place să citesc în pat, în camera mea, deoarece citind liniștită, îmi imaginez că sunt chiar eu în poveste. Și că întâmplările se petrec chiar în fața mea. Când vin la bibliotecă, doamna bibliotecară mă ajută la calculator, în cazul că am o problemă și nu știu cum să o rezolv. Doamna bibliotecară este foarte amabilă cu mine și cu ceilalți copii care vin la bibliotecă. Acesta este punctul meu de vedere despre cititul.